Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a organizat ieri o conferință de presă privind rezultatele obținute de structurile Ministerului Afacerilor Interne în luna iulie 2024 pe litoral. Sute de polițiști au fost prezenți zilnic la misiunile din județul Constanța. Oamenii legii au aplicat și peste 8.000 de sancțiuni. De asemenea, peste 730 de șoferi au rămas fără permis în luna iulie, iar 454 de mașini au fost oprite din circulație pentru că nu prezentau siguranță în trafic. În luna iulie, jandarmii din cadrul grupării mobile Tomi s-au întocmit zeci de dosare penale pentru deținere și consum de droguri. De altfel, o campanie de informare pe tema prevenirii consumului de droguri este desfășurată de specialiștii Centrului Constanța al Agenției Naționale Antidrog. De asemenea, la festivalurile din luna august vor fi prezenți și specialiștii Agenției Naționale împotriva traficului de persoane.